Spuneți-mi, ce statut aveți dumneavoastră? Deci, spuneți, sunteți salariați? Sunteți salariați, da? Da. Sunteți unde? La cine? La Opera Națională din București. Și, păi, e o fișă de posturi? Bineînțeles. Ce scrie pe fișa la noastră? Solist, vocal. Solist, vocal. Da. Există categorie 1, 2, 3, 4? Solist. Categorii... Păi cum vă plătește? Pe unde vă plătește mai bine? Categorii, da, dar în funcție de vechimea... De vechime, locului, da, de nu vechime. De voce. Nu, nu. Nu există categorii de voce și de... Nu. Nu există la dânsă. Și nici nu contează când cât ai jucat. Aveți... Nu, 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 nu. Nu, nu te plătesc în funcție de cât ai jucat sau... Aveți și pensie cu ocazia asta. Nu, nu e foarte important. Da. Mai încolo, da, va fi foarte important. Bun, iertați-mă, cât, cam cât, cât credeți că este ca salariat? E secret? Dacă vrem, nu vă întreb. Nu e bun, ceva bun, de... Bun, în afară de asta, da. Deci aveți un salariu, da? Da, da, am un salariu. Și pentru asta trebuie să muciți ceva. Bineînțeles, da. Aveți un număr de spectacole în care trebuie să fiți... Că te da, și plecați, da, suntem, da, avem repetițiile, în primul rând astea sunt repetițiile pe care le facem și spectacolele, da, poți în să care jucăm. Poți să fii salariat și să nu fii jucat niciodată? Nu. Sau mai rar? Mai rar se poate, da, poți să joci mai rar, dar nu ai cum să nu joci niciodată, este imposibil să fii salariat și să... Nu, n-ai cum. Bun. Deci sunteți salariat și dumneavoastră aveți invitat la multe alte spectacole în străinătate, da? Nu? Da, înainte de pandemie, da. A fost. Acum a nu mai fost. E? Nu mai e acum? Din păcate, nu prea. Nu este o știre. De ce? Din păcate, nu prea. Pentru că a afectat foarte mult acest domeniu. Păi și nu perioada s-a, asta de 2 ani. Nu și-a revenit? Nu. Da, asta e, într-adevăr, nu m-am gândit la asta. Nu, că, dar, nu dar, pentru că da? Ok a fost și asta nu înseamnă că dacă s-a terminat dintr-o dată și nu urmează și o perioadă în care trebuie să ne revenim. Dar înainte de pandemie cum era? Adică deci aveați salariu acolo. Am înțeles. Cântați da. Și cum vă duceați? Vă invita? Primeați o invitație? Da, de exemplu, am primit invitația să cânt la Opera Gardner Platz din München. Am făcut premieră de Tosca. Și eram pe val atunci, aveam spectacole și urma să am, nu știu, încă vreo 20. Și a venit pandemia și s-a terminat tot. Și cum? După ce... Și a trebuit să mă întorc acasă și să... După ce va alege? După ce ne alege nu cine? Face unul spectacol. De ce pe Alin Stoica și nu pe, nu știu, John Cutter? Așa a fost, așa deci... am fost. A fost probabil propunerea regizor. Impresarului pe care l-am din Viena. A, aveți un impresar totuși. Da. Care îl plătiți? În străinătate, da. Da. Și el negociază toate astea, da? Da. Și în timpul ăsta lipsiți de la operă? Nu lipsesc de la operă nemotivat. Se fac cereri. Este fac o cerere prin care, dacă mi se permite să merg să fac spectacolul, merg. Și asta nu înseamnă că nu vin să-mi fac și repetițiile și spectacolele aici. Te-ai urcat în avion, ai venit, ți-ai făcut adică repetițiile, ai plecat și... propriu. Observ că sunteți chiar salariat. Nu, eu vin în primul rând și îmi fac treaba la Opera Națională. Foarte important. Și dacă pot să am spectacole și pot să am și ceva pe lângă spectacolele de la Opera Națională, ok, dacă nu, nu, asta e. Dar în primul rând îmi fac spectacole la în afară de spectacole la operă și la străinătate, acceptat și șușe. Ah, Doamne. Nu șușe, zic. Spectacole, zic. Nu prea particip la șușe eu. La nu așa nu consider. Te să întreb. Consider. La anunț nu vă invită. Dar nu știu ce înseamnă șușe. Nu șușe, în afară, hai să am greșit, nu. Da. În afară spectacolilor. Nu știu, vrea dă unul, nu știu, uite, sensoare. Știți cum este, orice scenă poate să devină sau orice loc poate să devină o scenă, chiar și aici, da, dacă deci mă ridic în picioare și încep să cânt. De acord. Poate deci să puteți să acceptați și dacă poți să accept, bineînțeles, dar asta este strict la alegerea mea și la da, am înțeles. La plăcerea mea. Păi ar fi cineva să se căsătorească vreun om de afaceri așa. Și fiul să invite un așa. Tenor, invite un manelist. Mai sunt care invită și tenori, poate. Cine știe. Poate. Spuneți, de ce nu plac manelele la intelectuali? Că și Anton Pan, el era cu manelele. Eu știu, habar nu am. Cum vi se par noastre manelele? După la rece, ca un critic, manelele.
Manelele. Păi nu, că ele provin depinde de la... Depinde ce fel de manele. Manelele astea moderne sau mă manele la maneaua... Manele la Anton Pan, cu ăla, cu giubeaua, cu ăla, de acolo provin, nu-i așa? Ele exprimă ce, o tristețe, ce? Nu, nu. Și manelele sunt un gen muzical. Corect, așa. Și poate să fie plăcute la... Un tenor poate să cânte manele? Poate. Eu știu. De ce nu vreți? Abar n-am. Nu, nu, dar tot voce e. Pentru că nu vreau, nu, nu mi-aș dori să cânt. Eu n-am zis să cântați, am zis dacă se consideră o decădere. De ce n-ar putea? S-ar putea să consideră o decădere. Poate să facă oricine, orice. De acord. Spuneți-mi, dumneavoastră, când vă întrețineți vocea acasă, faceți vocalize? Da, dar nu foarte mult acasă, pentru deci. Când deranjez vecinii. Păi stați, nu stați la vilă? Nu, asta stau la bloc. Păi și cum la bloc? Asta am vrut să vă întreb, mare problemă cu vocalizele, da? Da, pe asta e o mare problemă, nu putem să deranjăm vecinii. Păi și ce se aude? Așa că aveți voce, da? Se aude. Păi și că am de repetat și de studiat cel mai mult și în mare parte se întâmplă la operă într-o cabină, în intimitatea mea și... Deci nu faceți acasă mult. Nu, nu. Dacă e acasă, așa mai, să mai încerc vocea, așa 2-3 secunde, dacă să nu deranjez pe nimeni. Așa. Dar nu, nu pot să fac acasă, să repet foarte mult, pentru păi că aș deranja oamenii din jur. Vă ascultă și vecinii care da, că unii s-ar bucura, unii sunt bucuroși, dar sunt și vecini care nu. Da. Nu servesc. Păi și când faceți și soția vocalize, faceți amândoi? Ea în perioada asta, întâlnesc că e în prenatal, ea își păstrează vocea? Da, face și-a repetiții. Păstrat vocea. Face repetiții? Da. Din. Da. Nu ne-am oprit. Nu ne-am oprit. Și se bucură și ăsta mic, culme. Câte interdicții presupune această profesie? Adică câte abțineri? Unul, de la alcool, a zis. Da, sunt multe. Că lumea nu ține cont de ele și că sunt mulți artiști care nu țin cont. Și asta este adevărat. Dar... Unul ar fi alcoolul, doi ar fi fumatul, care afectează foarte mult tot ce înseamnă și respirație și cântat. Am mai spus, poate să fie și mâncarea, poate să fie odihna, poate să fie foarte multe lucruri. Și factorul psihologic contează. Cât durează cantonamentul înainte? E multă presiune. Cât durează cantonamentul? La cât avem noi de cântat și cum avem tot timpul repetiții și cum am eu, de exemplu, de cântat, nu, e stând într-un continuu cantonament. Cât durează repetițiile pentru un spectacol? Repetițiile pentru un spectacol? Depinde de spectacol. De la spectacol la spectacol diferă, dar sunt, trebuie să repeți. De multe ori poți să repeți și de 8 ore pe zi. Pentru un spectacol așa și să fii, nu știu, să avem nevoie de 4-5 zile de repetiții înainte.